Comandanții militari ucraineni avertizează că rușii obțin victorii mici, însă semnificative pe frontul din estul țării și că forța Moscovei nu trebuie subestimată. Situația din teren arată că rușii nu par să fie avansat, iar pozițiile ucrainene au rezistat atacurilor. Nu vor habești ușestelăți artileriști, artilerii, minemiotul, bilici stala silnișoiu, bilici zras, to... Раньше було пару прильотів, все буває більше 10 прильотів. Totuși, armata ucraineană ar fi distrus un pod de importanță strategică din Bahmut pentru a împiedica o eventuală ofensivă terestră a armatei ruse. Invitat la reuniunea miniștrilor apărării din țările membre NATO, ministrul apărării de la Kiev s-a arătat optimist cu privire la livrările de echipamente militare. El chiar a sugerat că are o listă de dorințe pentru armata țării sale. What is that? It's a fighter jet. Yeah. Oh, please show. What kind? Thank you, sir. I don't know what kind. I think this should be like an F something. Oh. Is that what you want? Yes, it's part of my wish list to Santa. Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a avut o întrevedere cu ministrul ucrainean înaintea ședinței miniștrilor apărării din NATO, la care s-a discutat despre acordarea de ajutor militar Kievului. United States, Germany and the Netherlands are working together to provide Patriot air defense systems to Ukraine. France and Italy are working to provide a SAMP/T air defense system. And a consortium of countries, including Germany, Poland, Canada, Portugal, Spain, Norway, Denmark and the Netherlands are working together to provide Leopard battle tanks to Ukraine. De asemenea, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a explicat de ce livrarea de arme este atât de importantă. And we see no signs that President Putin is preparing for peace. What we see is the opposite. He is preparing for more war, for new offensives and new attacks. So it makes it just even more important that NATO allies and partners provide more support to Ukraine. The issue of aircraft is not the most urgent issue now, but it is an ongoing discussion. Jens Stoltenberg a adăugat că subiectul livrării unor avioane de luptă Ucrainei nu este unul principal în acest moment și ministrul german al apărării a confirmat acest lucru și a precizat că instruirea piloților ucraineni poate dura câteva luni. Pe de altă parte, Kremlinul consideră că sprijinul acordat Kievului pentru eliberarea țării este o acțiune ostilă. Ну, во-первых, НАТО – это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день, и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Ministerul apărării de la Moscova a prezentat imagini cu așa zise acțiuni de rutină ale bombardierelor sale nucleare strategice deasupra mării Bering, care desparte Rusia de Statele Unite.